Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Vești bune pentru fanii lui Sila și Halil. Sila și Halil, care s-au ridicat în toate domeniile obținând armonia perfectă și succesul în seria Emanet, au doborât recorduri. Sila și Halil au primit multe premii. Dar acest premiu este diferit. Fanii Sila și Halil merită laudă. Poate fi păcat că Sila nu va juca în aceeași serie cu Halil Brahim în perioada următoare, dar știm cu toții că au avut mult succes împreună. Aici vă împărtășim una dintre ele. Pe terenul jucătorului anului, Sila l-a învins pe Han de Ercel și a primit 2.749.316 de voturi pentru premiul pentru cea mai bună actriță. Halil Brahim a primit și premiul jucătorului anului, învingându-le pe Kerem Bursin și primind 1.472.590 de voturi. Han de Ercel și Kerem Bursin sunt cele mai populare vedete din Turcia în acest moment. Este un eveniment minunat faptul că Halil Brahim și Sila i-au depășit, în ciuda faptului că sunt atât de activi. Pentru că Halil Brahim și Sila nu sunt ca mass media și nu dau prea mult material tabloidelor. Au câștigat și premiul pentru cel mai bun cuplu. Emanet a câștigat și premiul pentru cel mai bun serial de televiziune. Deci Sila și Halil s-au întors. Sper că de data aceasta veți participa amândoi la ceremonia de premiere. Pentru că fanii vor să-i vadă. De data aceasta împreună, ceremonia de premiere va avea loc în curând. O mare realizare pentru amândoi. Fanii au arătat încă o dată că îi iubesc pe amândoi. Felicitări lui Sila și Halil Brahim pentru că au câștigat toate premiile de pe platourile de filmare chiar și după criză. Fanii lui Halil și Sila au stricat jocul producătorului și scenaristului. Fanii Halil și fanii Sila nu pot fi jigniți. Dorim să mulțumim tuturor fanilor lui Halil Brahim și Sila. Ne-ar plăcea să ne împărtășiți gândurile dvs. În secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine! Pa!